Bună ziua și bine v-am găsit, iată astăzi la o nouă zi. O să vorbesc un pic mai tare să că bate vântul. O lucrare care este nevoie, fiindcă care o voi face acum este să scot măcii din aceste două familii și să le mut într-o ladă din aceasta ca măci de rezervă sau eu le voi folosi pentru a-mi genera puiet. Ele au trecut iarna la limite și de aceea o să le schimb. Cum le voi schimba? Pur simplu. Iau de aici matca, o pun ca rezervă unde o să-mi genereze puiet. Aici plantez o botcă, la fel și aici. Deci voi planta două boci fiindcă am și familii respective se vor muta pe altă locație, o să vedeți, asta e lada ursul, în ea o să țin cele două mătcuțe și aici nu știu cât voi lăsa, voi vedea două, trei rame, patru maxim de albine. O să întrerup fiindcă trebuie să caut mărcile și durează. După ce le voi găsi, mai revin cu continuare. Iată, bate vânt extraordinar de tare. Da, am găsit mătcuțele, le-am mutat în stupul ursul și o să vedem cum le mut pe altă locație. Iată, aici am lăsat 4 rame, iar aici am lăsat 5 rame. Aici nu mai au măci, o să plantăm boci peste 2 zile. Avem boci coapte și sperăm să se împerecheze foarte bine. Dacă nu se împerechează numai una dintre ele, nici atunci nu este o problemă, fiindcă o să le unesc fără nicio problemă. Bine, o să mut lada pe locul ei, așa cuvântul ăsta, ce să facem. Mi-am propus să fac aceste lucrări și le fac azi. Acum acești doi am terminat și vedem poi mâine cam ce facem cu ele. Până atunci o să vă arăt cele două familii pe noua locație. Trebuie să înțelegeți că puietul care l-ați văzut că era lada plină nu aparține măcilor care au fost aici. Ele au fost ajutate de la alte familii. N-aveam ce să fac cu puietul la momentul respectiv și l-am adus aici. Până mut lada pe locația respectivă, iată-i aici, o să întrerup filmarea. Iată, am adus stupul pe noua locație. Le-am zdruncinat un pic cum le-am adus, le-am lăsat un pic să se liniștească. Acum le pun diafragmele și îi las în pace. Adun ramele. Diafragme. Și vedem peste o săptămână cam ce și cum. Vom mai da foi, vom da sirop, avem câte ceva de făcut. Acesta din buzunar. Iar îi pun diafragmă. Toate că o să-i pun o diafragmă.
le lăsăm în pace. Timp de o săptămână aproximativ le vom lăsa în pace. Punem capacul și cam asta e, o să-l ridic pe cutii. Astăzi am mai lucrat câte ceva prin stupina. Iată, aici este unde am făcut ieri nucleele, aici am făcut azi. S-a împărțit albina foarte frumos. Aici sunt stupii de la care am luat mărcini. Pe al doilea rând avem familiile mutate și aici avem făcute 3 nuclee și stupul care l-am adus pe noua locație. Cam atâta deocamdată, bate foarte tare vântul la mine în zona, sper să se liniștească, ca în 2 zile să pot planta și porcile și mai am de făcut încă 4 nuclee. Bine, până atunci numai bine și vă salut!